Ce este terapia părților? De ce, de unde până unde? Părți, ce înseamnă părți? De unde apărut chestia asta? Ei bine, în acest curs, în această lecție a acestui curs, îți voi vorbi despre um, originile terapiei părților și apoi voi vorbi despre principiile pe care se bazează. Există la ora actuală nenumărate metode care folosesc acest concept de părți, dar toate acestea se bazează pe un principiu care a fost postulat, să spunem așa, acum mulți ani de zile de Paul Federn. Paul Federn a fost unul dintre discipolii principali, favoriți, cum vrei să se numești, al lui Freud. E bine, uh, Paul Federn a spus, ok, eu vreau să mănânc uh, pizza sau cartofi prăjiți, dar tot eu Aș vrea să mănânc salată. Eu vreau să mă duc și să-i dau ghes inimii, pentru că, uite, inima mea spune, aș face aia, vai ce mă atrage să fac chestia, dar conștiința mea, adică tot eu, spune, mai bine nu faci treaba aia. Da? Dacă discuți cu cineva aprins, îți vine să-i spui tot felul de lucruri și să, eu știu, te descarci acolo, să te revergi, dar, mă, pe de altă parte, te abții, te controlezi și spui, nu, nu, mintea, mintea spune, conștiința spune, stai așa, inima spune, hai așa. Da? Uh, uite, am creat o mică formulă aici. Hai așa sau stai așa. E bine, uh, în ambele ipostaze tot eu sunt. Și atunci Făder ne-a la concluzia că de fapt acest eu e de suma, mai degrabă este suma sau este alcătuit din, din, diversele fațete ale sale. Am să dau un exemplu. Uite, iau cam la nemână acum acest sticlă. Dacă ăsta ar fi eu are patru fețe, da, sau are șase, depinde cum te uiți la el, da, dar fiecare față are o altă poveste. Și deci pe de o parte aș vrea cartofi prăjiți, să spunem, dar pe partea asta, asta aș vrea salata. Pe de o parte aș vrea să îi spun eu lui cum simt cu adevărat, dar pe de altă parte zâmbesc și vorbesc frumos, da? E bine, acest eu al meu este suma aspectelor, suma fațetelor, suma trăirilor, gândurilor, emoțiilor, ideilor pe care eu le am. Acesta a fost, dacă vrei, ideea revoluționară pe care Paul Ferdinand a avut-o și pe baza căreia a continuat să lucreze tot restul vieții sale, iar după aceea, din din aceste idei pe care Paul Fădărân l-a avut s-au născut, cum spuneam, foarte, foarte multe metode de lucru. E bine, terapia părților o poți folosi, cum spuneam și în prezentările anterioare, poți folosi terapia părților când ai acest conflict intern, când spui pe de-o parte aș vrea, dar pe de-altă parte n-aș vrea și așa mai departe sau um, când ne confruntăm cu o fobie. De ce? Pentru că atunci când am are o fobie, de fapt putem spune că nu el cu totul are o fobie, ci o parte a sa creează sau generează fobia și folosindu-ne de terapia părților, noi putem de fapt să rezolvăm o fobie folosind această metodă, acest, acest, acest concept de funcționare a minții mai degrabă. Da? Uh, și în videoul următor, în care poți dai click deja, care a apărut aici, îți voi vorbi despre diferitele școli de uh, terapie, să spunem așa, care folosesc conceptul de părți și cum sunt ele diferite una de cealaltă și ce fac diferit. Așa că dacă vrei să afli mai multe și vrei să vezi câte astfel de metode există, dă click pe videoul de aici și ne vedem în următorul video.